Ia lui Florea Ghenadi Alexei, născut la 5 ianuarie 75, în satul la Zora 1 Droche, lucrează în Comisariatul Poliției Droche, comisar adjunct moldovean, cetățean în Republicii Moldova cu studii superioare, căsătorit un copil minor la întreținere, fără antecedenți penale, domiciliat orașul Bălți, strada Ștefan cel Mare, 5, apartamentul 21. Chertoacă Viorel Petru, născut la 19 septembrie 1974, în satul Bălăbănești, raionul Nisporeni, domiciliat Cineu, strada Salchimilor 22, bară 3, apartamentul 86, colaborator mai studii superioare moldovean, cetățean în Republicii Moldova, căsătorit un copil menor fără antecedenți penale. Mocanu Alexandru Valeriu, născut la 24 februarie 1986, în satul Romanov, care 1 Ungheni, domiciliat Cineu, strada Dragan 26, bară 2A, apartamentul 306, colaborator mai moldovean, cetățean Republicii Moldova, căsătorit un copil minor la întreținere, cu studii medii fără antecedenți penale, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 328, alineatul 2, litera, cod penal Republicii Moldova. În conformitate cu articolul 384, 389, cod procedură penală Republicii Moldova, instanța de judecată hotărăște. Pe Florea Ghenadi Alexei, Chertoacă Viorel Petru și Mocanu Alexandru Valeriu, a declarat vinovăți în comitere infracțiunii prevăzute de articolul 328, alineatul 2, litera, cod penal Republicii Moldova și a-i condamnat. Pe Florea Ghenadi Alexei, la 3 ani închisoare cu privare de dreptul de a ocupa funcție în organele Ministerului Afacerilor Interne Republicii Moldova pe un termen de un an. Pe Chertoacă Viorel Petru și Mocanu Alexandru Valeriu, a câte 2 ani închisoare cu privare de dreptul de a ocupa funcție în Ministerul Afacerilor Interne Republicii Moldova pe un termen de un an. Conform articolul 90, cod penal Republicii Moldova, pedepsele aplicate în privința lui Florea Ghenadi, Chertoacă Viorel, Mocanu Alexandru, ale socotit condiționate pe un termen de probă de un an. Măsura preventivă aleasă în privința inculpaților, obligațiunea de a nu părăsi țara, se menține până la intrarea sentinței date în vigoare, apoi se anulează. Sentința cu drept de apel în curtea de apel municipiu Chișinău, în termen de 15 zile, prin intermediul judecătorii sectorului centru. Ședința este clară închisă. E clară pedeapsa? Am scris tot obligațiuni și așa ne-am reținut din cauza tehnicii. Nu, 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 nu